ce se poate îndura de cine vrea el, de ce poate avea milă de cine vrea el, de ce poate da dragoste față de cine vrea și față de cine nu vrea să nu o dea. Pentru două motive, pentru că pe de o parte este Creatorul și El face cu creatura Lui, cu creația Lui, ce vrea El. Și pe de altă parte, pentru că dragostea Lui și mila Lui și bunătatea Lui nu sunt condiționate. Dragostea Lui Dumnezeu nu este un fel de impozit care îl datorează față de omenire. El trebuie să ne-o dea. El trebuie ca să ne dea mila Lui și dragostea Lui și harul Lui. Orice bunătate din partea lui Dumnezeu este har, este dar nemeritat din partea Creatorului nostru împotriva căruia noi ne-am răzvrătit. Împotriva căruia noi ne-am răzvrătit și pentru care ar trebui ca să murim și să suferim mânia lui veșnică.